Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Cum puteți vedea, suntem pe la Porumbei. Nu am mai filmat tare mult, fiindcă am fost foarte ocupat. Am avut destul de multă treabă. Acum am prins o mică pauză. Este deja seară, undeva la ora 6:20, 6:30, cam așa. Vreau să vă arăt puțin Porumbei, cum se mai prezintă, toți bine sănătoși. Avem o la bălțatul acesta, nu știu dacă se poate observa ok. Acest bălțat cu femeia asta, au ouă aici, un cuib, restul nici nu știu care, cum s-au luat. Trebuie să împerechez acea bălțată cu acel bălțat de acolo. Ei s-au luat, dar nu știu sigur. Aici avem pui de jucători. Tot n-am mai apucat să iau inele. Le-am făcut curat în cuib, dar am murdărit iară. Aici avem puiul ăsta mare. S-a făcut foarte mare. Îl voi mai lăsa o săptămână și după îl dăm jos, să învețe la mâncare. Mă bucur că nu mai am probleme cu șoareci, șobolanii, nu mai este o groapă. Am acea femelă care are puțină lipsă de calciu. Trebuie să-i cumpăr niște pastile și puse vitamine în apă și drojdie de bere în mâncare. Astăzi am văzut, dar n-am apucat să îi fac. Aici avem pui ăștia doi, care unul e frate cu ăla mare și unul cu ăla de jos. Găinați una e ok, cât de cât, să vi mai arăt și pe ei. Facem așa o mică poză. Aici am două ouă la femela cea de 2019 vânătă și cu masculul meu de la Craiova. O să vi-o și arăt. Uitați femela aia de acolo. Nu prea se vede ok, dar încercăm. Ăsta avem aici, era mic, nu creștea, cu frate sau un cuib și l-am mutat jos și acum văd că puii aia doi de sus cresc egal. Dacă îl lăsam pe ăsta, vă zic eu că devenea mai mic. Acum i-am trecut. Dar când îi voi cobor jos, vor fi frăniți la grămadă și nu vor mai avea absolut nicio treabă. Sunt toți un solzat deschis. Acesta din dreapta este mai închis și acesta este mai deschis. Asta fac pariu că e frate cu ăla, chit că nu mă uit la inel. Aici perechea de Muleman se pregătește să ouă. Am primit sfat să împerechez acei porumbei, acel, nu mai știu sigur cum îi zice, la culoare și cu acea neagră, să vedem ce mi-o reși. Dar va trebui să fac niște modificări, dar deocamdată săptămâna asta nu voi putea, de săptămâna viitoare încolo. Până atunci nu mă grăbesc. Aici avem la albi, avem doi pui de 3 zile. Ăsta e mai mărișor puțin. Stați. Aici gol, nu știu de ce perechea e la altă deal, nu vrea să-mi ouă. Ăștia deja au pui și aia nu mai-mi ouă. Ăștia de jos la fel, nu vor să mai-mi ouă. Care nu prea vor să mai mie o femeia roșie, nu că nu este împerecheată sigur, nici bălțata. Ăia de Mulemans, dar sunt tineri, nu mă grăbesc, dar la ăștia ar trebui că nu sunt tineri. Porumbei sunt ok, nu am ceva arătat tare mult. Îi mai arăt așa și pe ei, l-am foiat, ți-am băgat o pereche, l-am perecheat. O să vi-o și arăt. Hai să trecem la următoarele animăluțe. Aici avem femela pe care am mutat-o singură. Am mutat-o deja de când n-am mai postat. Are, cred, o săptămână, pot spune.
să își mai revină. Are și aici mâncare, acolo apă. Aici am mutat masculii ăștia care termină tot de mâncat și până acum le-am pus, trebuie să le aduc și mâncare. Ce, dacă dorește cineva să cumpere, am de dat, de dat și la schimb. Dacă că vreau să scap de ei și poate să-mi iau altceva, să mă mai gândesc. Dacă nu, îi voi tăia. Și atât. Aici am perechea asta de înfoiați. Asta de are coada aia în cap, e masculul, și asta de aici e femelă. Se poate observa, așa zic eu, că e femelă, dar la sigur e mascul. Aici avem cele două găine pitice, care cocoșul ăla alt le bate. Deocamdată stau aici, au și ele apă, n-ai acolo mâncare. Aici am mutat iepuraicele astea două, le-am adus și lor niște fân, acolo au apă cu mâncare. Am făcut și ușa asta aici, am pus-o aici. Am prins așa la mișto, cum s-ar zice. Aici avem un rățoiul mut cu o rață, s-a bătut cu celălalt românesc și s-au cânjumulit de pene. Nu prea mai are pene în coadă. I-am băgat aici o rață să aibă și va trebui să o bag și pe cealaltă. Deocamdată ei stau aici jos, unde știți că am eu fânul. Acolo am pus și hrănitoarea că mă încurca. Și aici au apă cu mâncare. Perechea de mii de flori, care mă bucur că au început toatul. Am luat până acum vreo 4-5 ouă de la ele. Cocoșul e cam speriat, așa că îl vom lăsa. Perechea de cochinchina care s-a făcut foarte faină, nu a început toatul. Vreau să pun incubatorul când ori începe și ele. Dacă nu, voi pune doar de mii de flori și de brahma. Acolo avem cocoșul. Și aici găina, au început și ele oatul. Le-am făcut acolo o așezătoare, cum ar veni. Și acolo unde este beceaul acela, un cuibor. Așa, în grabă. Uș! Să se vadă așa. Nu știu cum să filmez. Și în care au poziționat lițul și camera telefonului. Ciudat și zgratile astea și mă cam enervează. Cocoșul s-a făcut imens. Se poate și observa față de ceilalți. Este mare. Vreau să vă arăt și ce am făcut așa în mare. Perechea de înfoiați care stau pe ouă. Nu le-am mai mutat ouăle la perechea de guțani. Ambele ouă sunt bune, așa cred. M-am uitat, aici au grit, acolo apă și acolo cuibul, care îmi va fi foarte ușor de curățat, fiindcă este într-un suport din acela și n-au treabă. Uitați aici cocoșul și să vă mai arăt o mică treabă pe care am făcut-o. Cam asta, și acest pământ va trebui să ajungă acolo. Deja s-au băgat la somn. Mai am vreo 9 găini. Așa ar trebui. 9 sau 10, habar nu am. Nici nu le-am mai numărat, nici că știu că am mai tăiat din ele, dar nu mai știu câte. Nu văd cocoșul la pitic care îmi face nervi mie toată ziua. Și cocoșul ăsta care mă bat eu toată ziua cu el. Și îl bate pe ăsta alt. Ăsta alb îl bate pe ăsta. Și ăsta îl bate pe la pitic. Deci și ăsta se bate cu mine. Cam așa. Prieteni, cam ăsta ar fi clipul. Cu voi a fost Robi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa.